media din gimnaziu ar putea să nu mai conteze la admiterea la liceu după ce legea educației naționale va fi modificată. Este un scenariu pe care îl susține chiar ministrul educației Sorin Câmpeanu, care a declarat faptul că notele și-au pierdut foarte mult din relevanță. Pentru admiterea la liceu, în momentul de față, sunt luate în calcul notele obținute de elevi la evaluarea națională, dar și media celor 4 ani de gimnaziu. Ministrul Educației a declarat faptul că ar putea să apară schimbări în acest sens, astfel încât media din gimnaziu să nu mai conteze pentru admiterea la liceu. Mi se pare normal, deoarece examenul contează. În 5-8 putem să învățăm mai prost și pentru examen putem să învățăm mai bine. Putem să ne pregătim mai mult. Cred că e mai ok, doar examenul, ca așa, nu știu, adică putem să avem medii mai mici, dar bănuiesc că examenul contează mai mult. Acum copiii poate să intre în anumite licee la care își doreau, iar dacă se calcula media, poate nu aveau posibilitatea să intre la un liceu mai bun. Deci crezi că examenul contează? Da, examenul contează. Sorin Câmpeanu a precizat faptul că Ministerul Educației ia în calcul o astfel de schimbare, mai ales în contextul în care nu există o evaluare standardizată la momentul actual. Sorin Câmpeanu a precizat faptul că, în opinia lui, notele din gimnaziu nu mai sunt atât de relevante la momentul actual și că nu ar trebui să joace un rol atât de important în admiterea la liceu, mai ales în contextul în care elevii se luptă să ajungă la liceele de top, iar aceste medii din gimnaziu pot influența procesul de admitere. Este un aspect pe care mi-aș dori să îl clarificăm. Atunci când pachetul legislativ va fi în consultare publică, voi urmări cu mare interes acest aspect, dacă este cazul să mai conteze mediile din gimnaziu pentru repartiția în liceu. Mai degrabă, nu. În lipsa unei evaluări standardizate, notele și-au pierdut foarte mult din relevanță. Astfel, să le mai și premiem luându-le în calcul la examene din momente importante pentru copii, nu cred că este corect, a precizat ministrul Educației Sorin Câmpeanu, potrivit Digi24.ro.